Amenajarea hidroenergetică de pe râul Bistrița a constituit unul dintre primele proiecte de anvergură din România. În anii 60 ai secolului trecut, lacul Bicaz era supranumit Marea dintre Munți, deoarece anunța schimbări profunde în mediul social și economic. Odată cu demararea lucrărilor de investiții, s-a pus problema monitorizării impactului acestei amprente antropice asupra mediului. În 1957 s-a înființat la Piatra Neamț Centrul de Cercetări Biologice, Geologice și Climatologice Stejaru, care a avut această misiune. Intensitatea acestei monitorizări s-a diminuat treptat după 1995 până a dispărut. În prezent se fac studii secvențiale pentru evaluarea impactului de mediu. Amenajarea hidroenergetică a determinat importante mutații în ecosistemele locale, determinate de trecerea de la regimul fluvial cu un ciclu de înnoire a apei de 30 de minute la cel lacustru. Regimul lacustru combină depunerea aluvionară cu expunerea solară. Este favorizată dezvoltarea unei flore și a unei faune specifice atât în mediul acvatic cât și în cel terestru învecinat. Are loc un proces continuu de formare a unui ecosistem specific, proces care este departe de a se încheia. Efectele pe termen lung asupra mediului înconjurător sunt vizibile în special în primul lac din aval de hidrocentrala Stejarul. Pentru că lacul Pângăraț capătă caracteristici tot mai evidente de mlaștină, a fost numit Delta dintre Munți. Lacul Pângăraț este primul după cel de la Bicaz în amplul proiect de amenajare hidroenergetică a râului Bistrița. Ca amenajare este constituit din lac, baraj, centrală electrică și digul malului stâng, care sunt amenajate, restul delimitărilor fiind de origine naturală. Lungimea actuală a lacului este de 4 km, lățimea medie este de 330 de metri, iar suprafața de 153 de hectare. Macrorelieful este dat de munții Stânișoarei și Goșman, care îl versantează. Microrelieful este determinat de Albia Minoră, Albia Majoră, terase și conuri de dejecție. În lac se află confluența cu pâraiele Oanțu și Pângărați. Aportul cel mai important de apă îl are canalul de fugă de la hidrocentrala Dimitrie Leonida de la Stejaru. Debitele sunt variabile atât din cauza funcționării intermitente a hidrocentralelor, în acest caz Stejaru și Pângărați, dar și a variației precipitațiilor de la un an la altul și de-a lungul fiecărui an. Primăvara, în intervalul aprilie-mai, se înregistrează debite mari, iar iarna, în lunile ianuarie și februarie, se înregistrează debite scăzute. Afluenții concentrează rapid apele rezultate din precipitații și din topirea zăpezii și de multe ori se înregistrează fenomene de torențialitate cu viituri rapide de scurtă durată. Curgerea apei nu este liniară nici în secțiune, nici în lungime. Datorită acestor diferențe apar turbulențe de compensare, urmarea imediată fiind apariția curenților ciclonali sub formă de turbioane ascendente în sens orar, ceea ce înseamnă că apa de la adâncime se ridică, și a curenților anticiclonali sub formă de turbioane descendente în sens antiorar. Un alt factor care produce fenomene de curgere este vântul. Curenții eolieni produc antrenare prin frecare cu oglinda apei. Grosimea stratului antrenat depinde de intensitatea vântului și poate ajunge și la câțiva metri. În cadrul acestui proces se formează valuri care amestecă apa din cuveta lacului. Cantitățile relativ mari de aluviuni transportate au dus la colmatarea cozii lacului și la crearea unui cont deltaic la vărsarea râului Pângărați. La coada lacului, grosimea depunerilor ajunge la 2,9 metri, ceea ce a condus la reducerea lungimii lacului cu circa 400 de metri. Volumul apei din lac s-a redus treptat prin dezlocuire cu aluviuni.
S-a estimat că aportul anual de aluviuni provine în ordine descrescătoare din Bistrița Veche, râul Oanțu și râul Pângărați. Dintre aceste aluviuni, 58% ajung în lacul Vaduri, situat în aval. În această zonă, clima este de tip temperat specific unităților montane joase. Masele de aer au o circulație preponderentă dinspre nord-vest. Temperatura medie anuală este de 8 grade Celsius, viteza vântului de 3-4 metri pe secundă. Umiditatea relativă apropiată de a zonelor de câmpie cu nebulozitate ridicată în sezonul rece și primăvara din cauza proceselor termoconductive. Durata medie de îngheț în raza lacului este de 192 de zile pe an. Media precipitațiilor anuale este de 500-700 de milimetri, în sezonul cald înregistrându-se circa 75% din precipitații. Numărul mediu anual de zile cu precipitații este de 100-125, iar al celor cu ninsoare de 25-40. Durata stratului de zăpadă este de aproximativ 80 de zile, iar grosimea acestuia crește de la 0,4 cm în noiembrie la 14 cm în februarie și apoi ajunge la 1 cm la sfârșitul lunii martie. În zona lacului Pângărați, opacitatea atmosferică este redusă, iar valorile radiației solare anuale sunt mari. Ea se constituie în proporții variabile din radiație directă și radiație difuză, în funcție de anotimp și de nebulozitate. Din punct de vedere termic, se evidențiază o inversare termică între aer și apă pe lacul Pângărați. Aceasta se datorează apei din lacul Izvorul Muntelui, care este un lac de adâncime ce ajunge la 100-125 de metri. Priza de apă se află la o adâncime de 40-50 de metri. La această adâncime, apa este stabilizată termic. Compensarea volumelor dezlocuite prin trecerea prin hidrocentrală nu produce variații semnificative. Această apă trece în lacul Pângărați, unde are un timp de staționare relativ redus din cauza funcționării în cascadă a hidrocentralelor. Acest fapt este demonstrat de măsurătorile de temperatură zilnice de-a lungul anului 2008 la ora prânzului la hidrocentrală și la coada lacului pe Albia Veche. Pe timp de iarnă, temperatura apei este mai mare decât a aerului, iar pe timp de vară, temperatura apei este mai mică decât temperatura aerului, ceea ce influențează foarte mult ecosistemul local. Acumularea Pângărați a determinat o schimbare radicală a mediului acvatic prin crearea condițiilor lacustre și expoziția față de soare.
Au apărut macrofite acvatice și palustre, în special la coada lacului. De asemenea, apare stuful, broscărița, pasa, mărarul de apă, a căror dezvoltare a fost favorizată de modul de înmulțire vegetativ, precum și de noul biotop favorabil creat. Procesul de stabilizare a echilibrului noului ecosistem format este în plină evoluție în continuare. Dinamica sa este accentuată în special de fenomenul de colmatare. Macrofitele acvatice au un rol deosebit, deoarece contribuie la dezvoltarea piscicolă și la purificarea biologică a apei. Algoflora se caracterizează prin specii planctonice vechi și noi, microfitobentice, diatomee. În schimb, a dispărut specia rară Cimbela bistrice, iar fitoplanctonul este mai slab dezvoltat decât în lacul Bicaz, din Amonte. În zonele inundate cu apă la formarea lacului, vegetația de tip terestru a dispărut și a rămas numai pe zonele insulare. Chiar și în aceste condiții, au apărut modificări semnificative din cauza schimbării regimului de umiditate din aer și sol și din cauza încercărilor de exploatare agricolă. În ceea ce privește fauna acvatică, trebuie menționat faptul că anumite elemente de biotop au marcat adaptarea rapidă a vieții în noile condiții. Aprecierea situației actuale a ihtiofaunei s-a făcut în urma unui pescuit experimental cu ochiul de 24 de mm în luna mai 2008. Ponderile numerice ale speciilor de pești sunt roșioară 63,47%, știucă 7,69%, plătică 7,69%, scobar 7,69%, caras 5,77%, piban 3,85%, clean 1,92%, ghibord 1,92%. Dominația roșioarei pește stagnofil se explică în principal prin prezența masivă a macrofitelor acvatice, sursă de hrană în special mătasa broaștei și loc de reproducere în același timp. Nu s-a semnalat prezența păstrăvului în probele prevalate, dar diferite surse îl semnalează. Fauna din zona lacului Pângărați a suferit mutații importante din mai multe cauze. Printre acestea se numără inundarea apelor în perimetrul lacului, care a determinat migrarea forțată a animalelor terane și subterane, extinderea așezărilor umane ca urmare a efectelor de dezvoltare locală, defrișările pădurilor din vecinătatea lacului și construirea căilor de comunicație, șosea cale ferată, care, alături de lac, limitează mobilitatea animalelor în căutare de hrană, apă sau pentru reproducere. Aproape a dispărut lupul și s-a redus semnificativ populația de căprioare și cerbi. La categoria avifaună a dispărut privighetoarea de stuf, dar au apărut specii noi adaptate mediului acvatic, corcodelul, târgul cenușiu, rața sălbatică, pescărușul comun, lebăda. De asemenea, au apărut specii noi de anfibieni, broasca mică de iaz, broasca mare de lac. Din cele prezentate, rezultă că amenajarea hidroenergetică de pe râul Bistrița a produs un impact deosebit asupra mediului înconjurător. S-au realizat numeroase studii de impact ecologic, s-au identificat oportunități de dezvoltare a unor activități noi, s-au urmărit variațiile geomorfologice, climatice, biocenotice pe perioade lungi de timp. Pe baza unei legislații complexe de integrare europeană, s-au constituit pe teritoriul României arii protejate sub denumirea Natura 200. Prin hotărârea de guvern 2151 din 30.11.2004, lacul Pângăreață a fost declarat arie naturală protejată și anume arie de protecție specială avifaunistică. Lacul Pângăreaț reprezintă o zonă importantă pentru păsările ce se deplasează pe culoarul de migrație escarpatic prin condițiile favorabile pentru hrană și adăpost pe care le oferă. Totodată, constituie o verigă importantă în păstrarea biodiversității și a habitatelor naturale pentru toată zona estică în continentul european. După aproape 60 de ani de funcționare, lacul Pângăreaț ar putea fi numit Delta de la Munte. Aici se manifestă câțiva factori concurenți care converg către un nou tip de echilibru ecologic. Un prim factor ar fi aplatizarea curbei de variație a temperaturii apei, ca urmare a alimentării continue din lacul Bicaz, dintr-o priză situată la peste 40 de metri adâncime față de nivelul lacului. Aceasta face ca apa lacului să fie mai rece vara și mai caldă iarna. Apoi este vorba despre un aport aluvionar important cumulat cu un regim hidrodinamic stagnant, favorabil depunerilor. Acesta a favorizat colmatarea
tratarea avansată a lacului și a adus fundul lacului mai aproape de luciul apei. Vegetația nu a întârziat să se dezvolte. Luciul apei să fie stagnant și să fie expus aportului energetic solar. Există condiții de fotosinteză chiar până la fundul apei, ceea ce favorizează dezvoltarea mai multor forme de vegetație, atât microfită cât și macrofită. Se constituie unul dintre cele mai spectaculoase ecosisteme cu elemente tradiționale anterioare amenajării lacului și elemente noi de tip deltaic. Cel de-al patrulea factor este creșterea nivelului precipitațiilor periodic, aproximativ o dată la 5 ani. Surplusul de apă deversează pe la barajul de la Bicaz și nivelul apei pe cursul vechi al Bistriței devine important. Și transportul aluvionar devine mai consistent, mai ales prin preluarea de materiale solide de după baraj. Și barajul lacului Pângărați deversează surplusul de apă și transportul aluvionar se intensifică. Zona de delta este acoperită complet de apă și pentru o perioadă relativ scurtă, echilibrul ecosistemului este rupt. Apoi el se reface și determină din nou dezvoltarea populațiilor floristice și faunistice într-o armonie aproape sălbatică. Ultimul factor ce trebuie menționat este combinarea aplatizării termice și colmatarea, care au creat condiții favorabile popasului unor păsări migratoare, mai ales la sfârșitul iernii, în drumul lor către zonele nordice, care se încălzesc cu întârziere. S-a semnalat prezența lebedelor albe, a lebedelor negre, a rațelor și gâștelor sălbatice, cea mai animată perioadă în zonă fiind în lunile februarie-martie. Observă deci că apariția și funcționarea lacului Pângărați au determinat importante modificări asupra mediului. Sub aspect morfologic se evidențiază apariția unor fenomene ca alunecări de teren, în special pe versantul abrupt de pe partea dreaptă. Colmatarea se datorează specificului lacustru și a început de la coada lacului pe vechiul curs al Bistriței, fiind accentuată de conurile deltaice care se formează la confluența cu pâraiele Oanțu și Pângărați. În ceea ce privește regimul hidrologic, trecerea de la regimul fluvial la cel lacustru aduce sub control regularizarea cursului apei chiar în condiții de precipitații abundente. Nivelul freatic s-a ridicat în vecinătatea lacului, existând o legătură reciprocă între stratul de suprafață și cel freatic. De asemenea, se semnalează un fenomen accentuat de remuu, curenți îndreptați în sens invers cursului apei de la suprafață. Există în continuare un important potențial de dezvoltare locală în care lacul Pângărați joacă un rol central: atracție turistică, dezvoltarea pescuitului, valorificarea biomasei vegetale acvatice. Pentru acest lucru însă se impune menținerea echilibrului ecologic al zonei lacului, care se poate face doar prin aplicarea unui pachet de măsuri stricte. Primordiale sunt diminuarea poluării, dezvoltarea pisciculturii, valorificarea turistică, păstrarea condițiilor de potabilitate pentru a se putea folosi pentru alimentarea cu apă a localităților din aval.